Ce pot face eu, care este partea mea, ca să trec de la nesimțire duhovnicească la simțire? Asta se răspunde în primul rând de Dumnezeu. Rugăciunea, pe de o parte, o putem socoti rugăciunea ca lucrare, rugăciunea ca lucrare a devenirii noastre duhovnicești, într-o ființă. Este făurirea cea mai grea a omului, mult mai ușor vivește o civilizație întreagă decât propriul tău suflet. Însă rugăciunea are avantajul să fie și lucru cel mai ușor. De ce? Ca să zicem să vorbești cu duhovnicul tău, ai nevoie de un sfat. Trebuie să-l afli. Ori trebuie să te duci acolo, ori măcar să dai un telefon, ori ceva. Ca să vorbești cu Dumnezeu, deja ai vorbit. Dumnezeu deja a auzit că ai nevoie de El. Unde Dumnezeu? Cât de departe? Cât de departe este Cel pe care în rugăciunea noastră la început am zis că pretutindene ești și toate primești. O, Doamne, moartea noastră, că nu te vedem aici. În altul Antonie de Suroj, care a fost mitropolit la Londra, arhiepiscop la Londra, al Bisericii Ruse, scrie într-un articol că noi ne instituim neființa văzându-se Dumnezeu stând în tron și înconjurat de neființă în jurul lui. Și nu e așa. Tot ce poate fi este Dumnezeu, este plin. Plin este cerul și pământul de slava ta cântăm în liturghie. Slava, adică El însuși. Și nu e acum Dumnezeu de mult simțim. Pretutindenea, dar noi suntem morți. Dar hai să profităm că pretutindenea ești, vede și aude și nădăjesc că El îmi călăuzește cuvântul pentru mântuirea și a voastră de așa, nu? Și să profităm, că nu avem nevoie nici măcar să întindem mâna după un telefon și să tastăm niște butoane, zicem, Doamne, și de-aia am zis, începe prin a spune cuvântul ăsta de Dumnezeu și eu doar o să spun atâta, rog pe Dumnezeu să-ți răspundă. Și cred că ăsta e cel mai bun început. Poate fi lupta patriarhului Iacov cu Dumnezeu cu un chip al nevoinței noastre? Da. Da, și chiar este un chip. Poate nu dintr-un prim început, deși cine știe, fiecare începe în felul lui. Iacov, dacă n-am înțeles de plin toată povestea asta, întrebăt un lucru. El se luptă cu îngerul și zice, nu te las până nu mă vei binecuvânta. Este o luptă a sufletului pentru a dobândi binecuvântarea lui Dumnezeu. Și lupta asta și ea ia forma de o judecată. Părintele Sofronie zicea că judecata este, de care vorbea Hristos, că omul nu va mai trece prin judecată, ci va trece de la moarte la viață. Zicea, fiindcă toată viața omului care se nevoiește din credință pentru mântuire, toată viața noastră nu ne supunem judecății de Dumnezeu, dar și suntem chemați să judecăm de Dumnezeu. Și judecata este, Sfântul Siloan zice că la judecata de apoi, întrebarea care a pus-o Hristos lui Petru va fi întrebarea către noi. Mă iubești, Simone, fiul de Iona? Și că tot sufletul care va putea zice, da, Doamne, te iubesc, va fi cu Dumnezeu în rai. Dar când Hristos zice lui Petru, mă iubești, nu numai îi dă șansa să repare cele trei lepădări de care se făcuse zinova Petru, dar și el se supune judecății lui Petru, că dacă Petru zice că iubesc, judecata este pozitivă. Petru putea să spune, nu te mai iubesc. Ce mai putea? Cine știe de ce putem acuza pe Dumnezeu? Și, într-adevăr,
omul, în general, acuză pe Dumnezeu. Că dacă tu mai ai făcut lumea, nu ar fi atâta suferință în lume. Iar Hristos a primit această acuzare și și-a luat asupra lui suferința și a suferit până la sânge și până la moarte. Și s-a ispășit, ca să zicem așa, canonul, dacă era cazul, să se ispășească el un canon, dar nostru l-a ispășit în dragostea lui. Dar toată viața omului, viața pocăinței și vin momente în viața noastră unde ori ne supărăm cu Dumnezeu, ori sub o formă sau altă suntem chemați totuși la o judecată, un fel de a ne spune în diferite cuvinte, sub diferite forme, Dumnezeu ne spune, frate, soră, mă iubești? Ție te spune. Dacă depistați așa un moment în durerile voastre și dacă vă puteți nevoie atunci să spuneți, totuși îi iubesc. Măcar așa, în silă, dacă nu poți altfel, o să vedeți deja rezultatul chiar de atunci. Așa că și asta e lupta. Și vedem nevoitori mai bunătățiți, mai simți. Și Părintele Sofronie a avut lupte cu Dumnezeu. Gândindu-se la toată suferința lumii astea, în al doilea război mondial, cum sunt supuși, nevinovați, atâția oameni, numai că sunt mai slabi, de către simnicia celor brutale lumii astea, care cu o nemilă de neînchipuit drăcească, fac orice cu omul, știți un pic despre chinuri, de ce a suferit ai noștri închisori, Jilava, Pistești și altele. Și Părintele Sofronie, la un moment dat, se gândea îngrozit de ce se întâmplă și cum de Dumnezeu lasă asta, izbucnește. O descrie în cartea lui despre rugăciune, tradusă pe Părintele Teotist, care izbucnește și zice, dar unde ești? Adică cum poți să privești asupra acestei privelice, tu atât puternic fiind și nu faci nimic? Și vine un răspuns blând în inimă. Oare tu te-ai răstignit pentru ei? În contextul vieții, Părintele Sofronie, el a înțeles mult mai mult decât înțeleg eu și bănuiesc majoritatea dintre voi. A înțeles că răstignirea este, pe de parte, și ispășirea tuturor păcatelor, și mântuirea tuturor celor pe nedrept năpăsuiți. Și, într-adevăr, în cartea Paranteia Sfântului Siloan, Viața și Învățăturile povestește de un mânat tot așa nevoitor, rugător pentru întreaga lume, care suferea și nu știu dacă ai ieri sau într-un vis, dar a văzut așa un nor de sânge deasupra capului lui și a știut că pe tot sângele nevinovat care s-a vărsat de-a lungul istoriei. Și vine un răspuns, zice, niciun strop din acest sânge nu va pieri. Așa că judecata între Dumnezeu și om poate să iasă de altă forme chiar dramatice și Dumnezeu se supune judecății și iarăși departe de a se suferi, dă răspunsuri omului, răspunsuri mântuitoare. Nu putem artificial să ne cercăm cu Dumnezeu, dar e din momente și îmbucnirile uneori care pot fi. Nu este nici o ceartă cu Dumnezeu care nu îi fără primește, însă unele din aceste certuri pot fi cu adevărat un moment măresc unde îi dăm noi șansa lui Dumnezeu să răspundă pentru El însuși, spre mântuirea noastră și asemenea. Cum să ne raportăm la lupta până la sânge cu păcatul despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel? Și care este echilibru între acest lucru și recunoașterea limitelor? Da, cred că așa cum pe un prunc nou născut nu poți face să alergi un maraton, dar te bucuri când a făcut trei pași și cade în fund. El plânge săracul pentru o tragedie. Dar pentru tine, ca părinte, tu știi că și tu ai trecut până aia și noi toți trecem
Și mai de 3-4 zile și tu o să trăiești tot spus după el. Așa și cu nevoința. Da, trebuie să ne recunoaștem limitele noastre. Pentru a recunoaște limitele noastre, trebuie să avem deja oarecare viziune și bine întemeiată. Când nu avem și câtă vreme nu avem, ne ținem de duhovnic și prin duhovnic, prin toată lucrarea bisericii, prin citirea scripturilor și a scrierilor Sfinților Părinți, trebuie să căutăm între altele să ajungem să descușim unde suntem. Iar când începem să descușim unde suntem, țineți șapca bine și nu desnătăștui în momentul ăla. Că atunci când Dumnezeu începe să lase ca ochiul minții noastre să vadă urăciunea care suntem noi, nu momentul de a desnătăștui, ar fi momentul deja de a triumfa, doar că numai de triumf nu ne arde atunci. Numai că vă spun pentru să știți cum să faceți răbdare, fiindcă sunt momentele dureroase ale noastre, de multe ori sunt momente unde, poate de cele mai multe ori, sunt momente unde poate începe o nouă linie a mântuirii noastre. Iar lupta până la sânge, cred că într-o oarecare măsură, este de la început. În sensul că dacă pentru pruncul nou născut căderea în fund după 3 pași este o tragedie și plânge, și mai târziu trebuie mult mai mult ca să-l aducă să plângă. Și poate nu mai plânge niciodată plânsul ăsta al slăbiciunii, fiindcă a devenit acum bărbat, chiar dacă este femeie, bărbat duhovnicește. Așa și cu cele duhovnicești. Când suntem slabi, poate că un mic efort mi se consideră ca o luptă când la sânge, mai târziu deja un efort mai mare. Însă, literal, a rezista păcatului până la sânge, revin. La început începem cu legătură cu duhovnicul, să încercăm să ne dibuim măsura noastră și să o descoperim și să o ținem, dar cu timpul începem noi să dobândim o viziune prin care ne vedem mai limpede ce putem și cât putem, ce e de folos, care forță și unde toate. Iar lupta, cred că culminarea, noțiunea este de luptă până la sânge, crucea, este puterea dragostei pe care o vom fi dobândit. Uite că Sfântul Siloan, când Părinte Sofron îi spune Părintele Siloan, dar e greu să te rogi pentru oameni, pentru lume. Siloan zice, bineînțeles că e greu, a te ruga pentru lume este a vărsa sângele pentru lume. Nu vezi fizic, numai că dragostea, așa cum în cearta lui Părintele Sofron cu Dumnezeu, dragostea lui pentru om, l-a pus aproape în vreo cu Dumnezeu. Deci e primește că dracul ne poate la întâlnire în momentul dintr-alea. Pe Părintele Sofronie n-a putut să-l ia întâlnire. Dar, adică să te pună împotriva lui Dumnezeu, Părintele Sofronie îmi vedea tot pe Dumnezeu de la întotdeauna și nu se putea pune împotriva lui, dar se cerca ca cu un prieten. Deci, în rugăciunea lui pentru lume, în dragostea lui pentru semenii lui care trebuie să sufere atâtea, strigă și către Dumnezeu, strigă să deznădejde în numele lor. Și asta este rodul vărsării sângelui în rugăciune și rodul dragostei pentru lume. Acum, vărsarea sângelui și medical vorbind, știu că orice efort fizic costă, nu știu câte, cum zice, globule, de sânge în sfârșit. Știți voi, doctorilor, explicați-vă mai bine decât mine, dar costă sânge, orice efort și să ridici mâna, te costă sânge și sânge de asta ne face, se înmulește și ne întreține viața. Dacă zic că înmulește, înseamnă că se și consumă. Iar efortul rugăciunii poate deveni așa de mare că, într-adevăr, istovește pe oameni. Nu mai știu
cine era un nevoitor, care, deși nu se nevoia deosebit de mult cu mâncarea, era totuși, nici mâncare poate, era totuși slab. Și îl întreba cineva și el zicea, a răspuns, întreba de cineva, cum e asta că, deși nu te văd nevoit deosebit cu mâncarea, cu postul, dar ești așa slab? Și el zice, vârstul cu care învârți cărbunii în foc și el se arde. Vreau să spună că în apropierea lui, în rugăciunea lui de, către Dumnezeu, și el se misturea de focul iubirii dumnezeiești. Și asta cred că și medical înseamnă consumarea sângelui. Două întrebări despre două stări de deznădejde foarte cumplite. Brusc și pe neașteptat, Dumnezeu mi-a luat de lângă mine singura persoană pe care o aveam alături, rațiunea mea de a fi. Din această cumplită încercare, tot universul meu de valori a fost slăbinat, iar credința mea zdruncinată. Cum să înțeleg această dramă prin care trec, cum să o accept și mai ales ce să fac ca să îmi recapăt echilibru? Și a doua, sunt studentă și vin la biserică de mică, dar de câțiva ani și acum foarte pregnant am stări de deznădejde atât de mari, încât simt în piept o apăsare ca și cum cineva mi-ar apăsa pe piept cu piciorul. De ce atâta suferință? În viața de zi cu zi văd lucrurile foarte pesimist. Câteodată nu rămâne decât credința, nu mai am de altceva de ce să mă leg, îmi zic că am răbdare, dar nici asta nu mai este. Ce să fac? Aștept să se întâmple ceva și nu se întâmplă. Aș vrea să știu care este voia lui Dumnezeu. Nu știu în ce direcție mă îndrept. Țin și am ținut poruncile, dar văd că nu am ajuns foarte departe, ci în iadul deznădejdii. E groaznic. Te cred. Prima reacție este că Domnul să vă audă durerea ta pe un strigăt. Cât e scrisor ca asta, n-am primit de la oameni. Și credeți-mă că unul din motivele pentru care trăiesc în retragere și nu ies mai mult să vă ajut, este că nu pot să vă ajut, o zic spre rușinea mea, dar dacă așa și de capul meu din inițiativa mea, aș risca boacăne. Dacă Dumnezeu înseamnă pe om, încredințez pe cei sufletele lui Dumnezeu, iar eu doar adaug rugăciunea. În general, să știți că încercările cu cât sunt mai cumplite, cu atât mai mult ascund o comoară pe care deocamdată nu știți. Comoara mea tot ieri de Dumnezeu. Este deja o judecată în care dacă noi trăim acea criză drept, mai curând sau mai târziu, vom putea izbucni într-un cânt de laudă. Domnul să vă aducă la asta, pe amândoi și pe toți ceilalți de care știu și de care nu știu. Între altele, să știți lucrul ăsta, cu cât mai dureroasă este criza prin care treci, nu vorbesc acum de păcat și de lucrurile astea, că oamenii în general zic probabil că vede Dumnezeu păcat în mine și nu iau linia asta. E o linie care de multe ori este negativistă și dacă negativistă nu e glasul lui Dumnezeu, e glasul iadului, iadul și el ne răspândește. Să avem urechi surde pentru iad și pentru dragi, noi ne primim îndreptățirea și osândirea, adică atât de zic, osândirea și îndreptățirea numai de la Dumnezeu. Iar glasul lui Dumnezeu ori este mângâietor, ori bucurător, ori cel puțin undeva tainic mângâietor. Vreau să zic, să știți că cu cât este mai cumplită suferința, deci întâi bine a păcatului de așa deocamdată, să știți că cu atât mai mult trebuie să fie așa, să o vedește încrederea pe care Dumnezeu o are în tine. Și îți ofer gândul ăsta ca prin sprijin, ca prin ajutor duhovnicesc, mai mult
nu știu ce să zic. Și decât asta, când văd și aud lucruri de dreapta, nu pot decât să mă închin înaintea celor care suferă lucruri de dreapta. Însă să știți și să nu uitați, cu cât mai mare chinul și durerea, cu atât mai mare puteți socoti că este încrederea pe care Dumnezeu o arată în tine, acum. Ca să vedea Dumnezeu, vă zic așa, ca să vedea Dumnezeu bărbăția, curajul de a trece prin încercările astea, iar ce va ieși din asta, ce prunc se va naște duhovnicește în tine, din experiența asta, Dumnezeu să-ți arate și să-ți fie bucuria mai de plin decât a fost până acum. Cred că fiecare criză, fie înțelesă din exterior, prin pierderea unui suflet iubit sau așa ceva, fie printr-o judecată lăuntrică în care ajunge într-o deznădejde, chiar fiind ucigaș, cred că fiecare din crizele astea sunt nu altceva decât un prag pe care cu ajutorul Domnului trebuie să trecem. Așa cum Adam trebuia să-și treacă un prag, el a ratat-o atunci, dar sunt mulți după Adam care, deși împovărați de păcat, au trecut mult mai slăbit pragurile astea. Dumnezeu să vă dea putere, Dumnezeu să vă dea mângâiere și lumină. Dacă nu puteți altceva deocamdată, faceți ca marinarul în furtună, țineți-vă de ceva și doar nu dejuiți în Dumnezeu. Dumnezeu să vă arate și lumina mântuirii. Cum pot afla rolul meu în viață? De câțiva ani mă mai în această întrebare. Cum pot scăpa de ea? În primul rând, cred că trebuie să părăsim dorul ăsta de a scăpa de. Paradoxal, însușindu-ne, asumându-ne anumite greutăți, scăpăm de ele. Fiindcă fiecare ea, fiecare criză este o nevoie care trebuie să se împlinească. Iată că medicina homeopatică înțelege mai bine cele ale bolii. Nu este cazul să te scapi de un simptom, durere, temperatură sau alte leșini, cum aș știu ce. E vorba că prin acest simptom, boala în trup manifestă felul prin care trebuie să se vindece, iar leacul pe care îl găsește homeopatul printr-o asemănare cu simptomele declanșează, bine să zic, o reacție în trup care face că simptomul se face lucrător. Lucrător făcându-se, se săvârșește acea vindecare sau doză de vindecare pentru care simptomul dispare. Și dispare mai repede decât poate cu, dacă e bine citit, bine găsit leacul, mai repede și mai ușor decât cu alte medicamente puternice, fiindcă, dar mai ales într-un mod mai adevărat, fiindcă simptomul, organismul și-a făcut treaba prin acel medicament care i-a dat putința să se vindece. Așa și în cele dumnezeiești, duhovnicești, vreau să zic. Trebuie Domnul să-ți dea cere de Dumnezeu, de fiecare dată când îți vine gândul, care e rolul în viață, strigă către Dumnezeu, cere de Dumnezeu, spune orice fel de cuvinte, cât de simple, profită că Dumnezeu trece timpul că aici, că sala e plină de Dumnezeu, că lumea e plină de Dumnezeu, cerul și pământul, și zi Domnului, și nu rămâi ca unul. Dumnezeu așteaptă, zice Hristos în Apocalipsă, iată stau la ușă și bat, și poate că criza cu care treci, că nu știi cine ești, ce vrea Dumnezeu cu tine, poate că este pur și simplu efectul faptului că Hristos bate la ușa ta, răspunde, cheamă-l înăuntru. Până când vei găsi o întrebare la care Dumnezeu va putea răspunde real, sau o experiență vieții, sau vei citi ceva undeva, sau cine știe ce va face Dumnezeu,
și să dea Dumnezeu să facă și să facă curând și să strice fița și să te bucuri. Părinte Rafael ne vorbea despre dragoste de Domnul și aproapele. Ce să facem, pentru că deși știm ce avem de împlinit, putere nu avem în noi. Ce putem face să se sălășluiască în noi dragostea, să piară împietrirea? Cu ce să începem? Zici că deși știm, nu facem. Poate să te îmbucur cu observația că nici nu știi ce trebuie să faci. Dacă ai înțelege cuvântul ăsta, chiar te-ar mângâia într-o măsură. Că dacă nu știu ce să fac, apoi poate de-aia nu fac, nu că chiar așa de rău. De ce zic că nu chiar așa de rău? Că iată, la mormântare, zice prin gura cântărețului, chipul slavei tale negreite sunt. Și Părintele Sofronii spunea un lucru uimitor, dar care acum îl înțeleg mai bine. Niciun om nu vrea să păcătuiască. Cum? M-am mângâiat, dar eu credeam că noi toți vrem să păcătuim, dar interzis. Poftim mentalitate. Am înțeles că omul nu vrea să păcătuiască, omul vrea să trăiască. Și noi înțelegem cele ale păcatului, ademenirile păcatului, ca o intrare în viață. Da? Ne ademenim și ne trezim cu gurile umflate. Deci, primul lucru care trebuie făcut este să înțelegi că nu, nici măcar nu știu ce trebuie să fac. Adică, și teoretic, este un fel sofisticat de a nu ști. Când știi, dacă am ști, la un nivel mai deplin, dacă am cunoaște pe Dumnezeu, n-am putea să ne tânjim către Dumnezeu. Dacă cei care s-au nevoiți peste măsura firii au făcut-o, este pentru că au fost, întrebându-se de acele cuvinte ca niștită, au fost așa de puternic ademeniți de frumusețea, de duceața, de bunătatea acestei vieți, a fi în Dumnezeu, cu Dumnezeu, că păcatul își pierdea puterea a deveni. Așa că nevoiește-te, poate primul lucru, nevoiește-te să înțelegi cere Domnului când zici nevoiește-te. Cere Domnului să înțelegi ce este acel lucru care trebuie să-l faci, încă trebuie să-l înțelegi în alt duh decât în duhul ăsta în care, da, știu ce ar trebui, dar nu pot. Energia pe care se dă o înțelegere mai duhovnicească deja se facă să poți mai mult. Iar încă un lucru pentru ceea ce ar trebui să facem. Vorbim de poruncile lui Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu. Vă spuneam mai devreme că încercăm să înțelegi ce înseamnă cuvântul poruncă din partea unui Dumnezeu așa de iubitor. Și am înțeles cu timpul că noi oamenii, noi omul, ce numim poruncă cuvântul lui Dumnezeu, în sensul că cuvânt fiind de la Dumnezeu, descoperire de la Dumnezeu, este de ultimă autoritate. O fi luând cuvântul, o fi începând cu cuvântul fericit cei care. Dar asta nu înseamnă că este un cuvânt relativ, că îl putem pune în paralel cu și eu, cu Buddha, cu Confucius, cu și eu, Socrate, să mai știu cine, orice înțelept al lumii. Este ultima autoritate și în sensul ăsta poruncă. Însă, și este al doilea lucru pe care l-ați zis de poruncă, ca răspuns indirect poate la întrebarea asta. Dumnezeu, pe de-o parte, când dă o poruncă, zicea Părintele Sofronie, înseamnă că lucru poruncit nu trăiește în mine, că altfel nu mi-ar da poruncă. Dacă am iubit pe Dumnezeu, nu mi-ar da porunca să iubește Dumnezeu. O face. Dumnezeu nu ne dă porunca dacă te spune să mănânci. O și face. Deci arată că nu este în noi lucrul ăla poruncit. Însă,
căruncim un lucru, Dumnezeu ne așteaptă să-l facem. De ce? Fiindcă toată porunca dumnezeiască, fiindcă parte descoperirea, povedania lui Dumnezeu, așa este El. El care este Dumnezeu în energie, nu așteaptă de la noi trupul să putem face lucrul ăla. Dar este lumina de descoperire. Ce descoperă? Spunându-ne, să zicem, iubește-te Dumnezeu, iubește-te aproapele. Da, ai dreptate, frate sau soră, acum știm ce se face, dar nu putem. Ascultă, asta este revelație. Te-a luminat Dumnezeu că nu ai și că nu poți. E începutul. De acum ce așteaptă Dumnezeu? Iată că tocmai, iar în Părintele Sofronii și în alții am văzut rugăciunea asemănătoare. Zice Părintele Sofronii, tot în cartea aia despre rugăciune, zice că către Dumnezeu, poruncile tale, cuvintele tale le iubesc, sufletul meu plângește către ele, dacă vezi că eu sunt trup și sânge, nu ajung, nu pot să le trăiesc, vină tu! Și tu să lăsuiești în mine, și tu să lucrezi în mine, toate cele bine făcute ție. Iată un chip de rugăciune. Spuneți cuvintele astea, sau spuneți-le în cuvintele voastre, dar același lucru. Dumnezeu, poruncind, nu este ca ofițerul în armată, să păzea dacă nu faci. Dumnezeu nici așteaptă să faci, așteaptă întâi să vezi. Așa că întâi ca omul să descopere ce nu este, ce nu este în el și încotro să plângească. Și așa că ca răspuns de la om, Doamne, Tu mă iubește. Eu sunt sărână, eu sunt neputință, eu sunt neființă. Arată-mi Tu cum să fac sau vină Tu și lucrează mine. Până unde Sfântul Pavel zice, viez, ci nu eu, dar Hristos în mine. La care vreau să mai dau un lucru. Ce înseamnă că nu eu și Hristos în mine? De ce când un demonizat face tot felul de îndrăvănii, zicem că este posedat? Și de ce când un sfânt trăiește nu el și Hristos în el, nu zicem că este posedat? Diferența între drag și Dumnezeu este că dracul acaparează ca să-și facă ale lui prin om și să distrugă pe acel suflet și pe ceilalți și posedează și ține cu sila și nu dă drumul. Dumnezeu Făcătorul care iubește pătrunde în om numai fiindcă omul strigă și cheamă de Dumnezeu și-l dorește. Nu fiindcă omul iubește pe Dumnezeu și poftește și nu poate. Și când omul a conștientizat destul din neputința lui, Dumnezeu vine și lucrează în așa fel, încât când harul este cu omul, toate devine ușoare. Același om, dintr-o dată, poate să roage, îi place să roage, aleargă către biserică cu prima ocazie, se mâhnește când lucrează păcatul în el, se bucură când împlinește ceva bine. Și nu știe, poate, că la început este cel mai părinte Sofronie după Evanghelia Sfântului Luca, mamona nedreaptă. Adică este bogăție dumnezeiască pe care pe nedrept o primește. Dovada este că va veni ziua, dacă este începutul nevoinței lui, când o va pierde. Și atunci iarăși devine grea rugăciunea, iarăși este greu să faci cele făcute de Dumnezeu și așa mai departe. Însă Dumnezeu când lucrează în noi, dacă ne iubim și dorim, putem să spun, asta spun, asta e ce vreau să fiu. Dumnezeu Făcătorul, locuind în om, locuiește așa încât ne știm voirea omului și răspundând la rugăciunea lui, îl face să fie ceea ce dorește să fie și nu poate, așa cum zici foarte bine, nu întreba. Așa că diferența între a fi posedat și a fi de acum nu eu, ci Hristos în mine,
este un cuvânt al smereniei, bineînțeles că de acum meu vie și Părintele Sofronie are îndrăzneala să spună de acum, prin harul tău, eu sunt. Adică omul își poate însuși cuvântul și numele lui Dumnezeu, eu sunt. Nu prin firea mea, nu prin nevoința mea, prin lucrarea ta, prin harul tău. Și atunci ce înseamnă eu sunt? Înseamnă că nu mai sunt cele ale slăbiciunii și păcătoșenii mele care mă amărau zi și noapte, care mai trăiesc în mine, ci însuși Dumnezeu trăiește în mine, numai viață voința mea păcătoasă. Însă dacă Sfântul Pavel, dacă Sfântul Petru s-au dus și la cruce pentru a proslăvi pe Dumnezeu credința lor asta, sau cum zicea Hristos Sfântului Petru, când vei duce unii, vei ridica mâinile tale și altul te va cinge și te va duce unde nu vrei. Când erai mic, te duce unde vrei. Nu înseamnă că nu vreau, dar totuși crede. Însăși voirea omului îl duce acum. Dar știe omul că n-aș putea vrea lucrul ăsta dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu. Ce harul lui Dumnezeu? Însuși Dumnezeu. Când zicem, după Sfântul Grigore Palama, energia lui Dumnezeu, Dumnezeu ca energie care trăiește în mine. Dacă nu El ar trăi în mine, n-aș putea nici eu vrea. Deci zic, nu eu, ci Dumnezeu în mine. Și zicea Părintele Sfântului cuvântul ăsta, în judecata de apoi, omul în uimire va zice, Doamne, Tu ești mântuirea mea, Tu ești Cel care m-a mântuit. Și va atribui toată mântuirea lui Dumnezeu, ca și oile, când te-am văzut și am făcut ceva bun. Dar Dumnezeu va zice, nu, Tu ți-ai făcut mântuirea, fiindcă Tu a trebuit să suferi. Și ne atribuie nouă mântuirea, pentru că noi suntem cei care a trebuit să suferim. Și așa omul atribuie mântuirea lui Dumnezeu și zice, viai Tu în mine și viezi Tu în mine și nu eu. Și totuși în conștiință noastră Dumnezeu nu fi nu. Tu ești Cel care viezi prin alegerea Ta, deși puterea este de la mine, Dumnezeu, că Tu n-ai avea. Așa că mă dăgesc că ți-am dat și că v-am dat un pic dintr-o lume, după un pic, fiindcă mai adânc și mai mult, nu știu, dar din câte știu vă împărtășesc. Că nu e cazul ca în armată sau ca morala care ne poruncește ceva și trebuie să țină. Morala e încă un nivel mai accesibil omului de bine de rău. Dacă vrei, poți să nu ai mers să zicem sau ceva de genul ăsta. Însă adevărata frumusețe a ceea ce este omul ca chipa lui Dumnezeu, Dumnezeu naște atât de loc să putem să săvârșim. Și nici chiar lăsată de turtun sau de alte chestii, dacă nu zice un pic de Doamne, e posibil că nu o să ne putem desfruta nici măcar cu aia. Așa că, în primul rând, trebuie să știm în alt duh, cu altă plinătate, în altă perspectivă ce trebuie să facem. Și dacă știm, ne va ademeni și vom avea altă energie. Și în al doilea rând să știm că porunca dumnezeiască, care putem înțelege și ca moralitate, ca comportamentism, să zice, că ar trebui să mă comport altfel. Da, numai că în dreptul comportamentului meu e nevoie de o energie pe care observ că nu am. Deci în porunca lui Dumnezeu este întâi o lumină care arată ce nu sunt și ce nu am și ce nu pot. Dar e lumină. Și deci a început. Deci întrebarea asta trebuie lumina care lucrează. Dacă știm lucrul ăsta, poate că astăzi va fi viața și alta nerăunța. Deci ne voi să începe cu Doamne. Părinte, există mântuire pentru fumători? Dintre, nici măcar nu zic păcate, dar toate patimile cu care ne încurcăm, eu cel mai mult urăsc fumatul, pentru două motive. Am văzut ce a trebuit să pătinească viața mama, că din cauza aortei a trebuit să se lase de tutun și
și fuma 20 de zi. Și doctorul, un prieten de-al familiei, mi-a zis, era încă în România, a început comunismul, a văzut Gheorghe Udeș, noi doi copii mici și mama Taremelli, Domnul se respectează acum. Și zice, dacă nu vrei să-ți lași cel copil orfan, trebuie să se lase la Institutul. Vai, ce s-a muncit un an de zile. Și în zilele alea m-am hotărât că eu niciodată nu o să fumez, fiindcă eu mă știam deja slab, că dacă mă apuc o ocazie, mă e nu o să am putez, mă lepăr de ea. Și atunci, și mama înțelea, nu mi-a interzis sigara, că nu știu, cum a zis, unde vrei, când vrei, nu te ascultă, unde și eu, cum am făcut eu în copilărie și alții. Dar dacă vrei, fatul meu, nu fumam până când mai a ajuns, să zicem, la maturitate, mai bine să nu fumezi și mai bine deloc dacă poți. Dar nu te ascunde, eu îți dau voie. Dar m-a prins așa o ură pentru o țigară, mai ales că ești o chestie inutilă. Eu vă mărturisesc că în crizele mele cele mai mari de care trăiesc și acum tot mereu, mi-a mai lăsat tunul în mine gândul și când am mâncat decât pe tunul, nu știu. Că organismul meu deși intoxicat de asta, habar n-are. Și numai de țigară nu s-ar mângă ea. Că ciocolată, că îngestată, că nu știu ce, că te dau cu capul de pereți, asta m-ar mai mângă ea, că și de aia de loc. Așa că este opacă, este inutilă, în sensul ăsta o rost mai mult decât altele. De altă parte, cred că prea mult cald se face de tutun în modernitatea noastră și poate mai ales în neamul nostru. Nu asta împiedică cel mai mult și vă mărturisesc că ce am observat eu, părinte, să nu se lega de asta. Sunt mai mulți fumători care, mă amintesc de tot așa, o doctoriță franțuzoaică venită la ortodoxie, câteodată, când era la mine la mănăstire, rugam pe tot să nu fumeze în casă, ca să nu se îmbuscească casă de miros de tutun. Și ieșea afară, câteodată și mai fuma o țigară, dar îmi spunea, mă simt ca o curvă, mă simt ca o curvă, cum pot să mă scape, să spun ea însăși vroia. Și i-am zis și eu, și cred că și părintele Sofoni, nu de asta e vorba, acum ai destul de greutăți și treșea în tot felul de scușieri, de toate felurile, nu era primul pas de a face, era o povară în plus. Dar ea însăși vrea să se scape. Și așa și cu alții, mulți s-au lăsat de tutun, dar nu asta e neapărat primul pas. Primul pas este apropierea, dorirea de Dumnezeu. Și dacă știi că Dumnezeu te iubește și cu țigara în gură, poate că într-o zi o să-ți vină o sfântă rușine, nu o rușine de asta omenească, și că o să lași cu scârbă, cu scârbă sfântă și mântuitoare cu adevărat. Dar între altele, cunosc un basarabean care de multe ori merge în Rusia pentru diferite motive medicale, un doctor, și spune că cunoaște acolo un om care are 24 de copii cu una singură soție, că a rămas cu ea, și dacă nu era destul, mai înfiat încă 4. Și merge de multe ori la mănăstire la Lavra Sfintei Troiești, dacă nu mă înșel, din Moscova. Și acolo îl cunosc în mănăstire și îi păstrează o chilie pentru el. Și când se duce acolo, câteodată stă în chilie închis până la 4 zile și nu mănâncă nimic și nu bea și nu știe nimeni ce face. Dar când iese, îi se pare că a trecut 10 minute. Și așa îl iubesc, îl iubește biserica, vrea să-l facă preot și el nu vrea și are o rugăciune așa de puternică, că a făcut niște exorcismi cu rugăciuni simple pe care nu a putut mult preot să le facă. De-aia vrea să-l facă preot și nu vrea. Și după ce face exorcismile, îl vezi, se duce afară și mai fumează cu țigară. Asta
iertați-mă, nu ca fel curajul că fie fumător și fumeze, dar totuși să avem drept echilibru. Întâi dragostea lui Dumnezeu, întâi dreapta înțelegere și multe dintre astea să vină de la cine. Cum ne putem feri de ispitele care ne vin de la cel rău pe moment? Să ne dați cumva un medicament duhovnicesc, spontan și foarte puternic, care ar putea îndepărta cât mai repede ispita sau gândul rău care ne vine de la noi sau de la cel rău. Cred că pentru a ajunge să putem în fiecare moment să iarăși nu să fugim, să ocolim sau așa ceva, să biruim ispita, ne trebuie o pregătire. Ispita trebuie să vină ca o alișie pe un picior de lemn. Și observați că Scriptura vorbește de a via lui Dumnezeu și a fi mort păcatului sau a via păcatului și a fi mort lui Dumnezeu. Moartea până la urmă, precum și viața, are și o reciprocitate. Nu este doar o chestie în sine. Trăiești și ascui. Dacă trăiești cu dragul celor care se numesc păcate, și poate în sine să nu fie păcat, mâncarea, am mâncat un păcat, am vulbare de bine. De ce? Fiindcă nu e numai aspectul fizic. Este prea multă dragoste pentru ceva nevrednic de acea dragoste. Hristos zice, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu fiecare cuvânt care curcede din gura lui Dumnezeu. Și deci, lacomul, undeva în sufletul lui, este un căutător al cuvântului lui Dumnezeu și nu o înțelege și nu o zicuie. Sfântul Pavel zice să nu vă împărtați cu vin ca să treacă vie, ci fiți plin de Duh. Înseamnă că există o analogie între alcool și alcoolism și Duhul. E un căutător al Duhului. Și într-adevăr știți că un tip de alcool îl numim spirit în românește. E o deformare a cuvântului spirit. În franceză și în engleză se zice spirit. Și prin ființa alchimiei, care făcea tot felul de legătură între cele duhovnicești și materialitate, vedem că există oarecare afinitate între... Și apocol, mi se pare, că înseamnă în arabă tot ceva cu linia spirit, duh. Deci, alcoolicul, lui trebuie duh, și duh este duh sfânt. Și sfinții părinți ăștia mari, pentru că Sfântul Simeon și alții care au trăit, care cunosc, care văd pe Dumnezeu, minți de Dumnezeu văzătoare, vorbesc de besia trează a Duhului. Și mulți dau de exemplu de ce? Ca să uiți de amarul vieții astea. Și când ești în așa besie, ce zic sfinții? Că uiți de pământ și de trup și de toate cele de aici, că ești în altă lume. Deci vedeți niște analogii. Și prin aceste analogii, cred că trebuie să înțelegem mai mult sensul și limita lucrurilor pământești. Și cu ajutorul lui Dumnezeu și nevoința noastră să ne îndreptăm privirea lăuntrică și pașii noștri către echivalentul duhovnicesc. Deci trebuie să înțelegem ca Hristos zice diavolul, fă din pietrele astea pâine și ce nu din pâine va trăi omul. Deci nu e numai vorba de poftă și de halala, este vorba ca acea poftă de a mânca, este legată de viață, de ce este bună mâncarea. Și uitați ce gust are mâncarea când îți e foame. Și uitați cum se prezintă când nu se foame deloc sau se greață. Deci foarte relativă plăcerea mâncării, ca tot ce este trupesc, relativ. Însă
prin el să desfășim ceva al Duhului, că tot ce este trupesc îngână ceva duhovnicesc, pe ala să-l căutăm. Cred că dacă ne ruim în felul ăsta, va veni o zi, dea Domnul să vină ziua asta pentru Dumnezeu, când ispita va fi ca lisietă un picior de lemn. Adică vom fi mort păcatului pentru că viază în noi cele dumnezeiești, cele cu adevărat vrednice, cele care sunt cu adevărat firea noastră, chiar dacă este o fire care trebuie să ne însușim și nu avem din naștere, și prin nevoință, dar nu din nevoință, și prin nevoință care este apropierea de Dumnezeu, prin puterea de Dumnezeu, vom dobândi această fire. Ce șanse avem să ne mântuim fără un părinte duhovnic stabil și cum să-l recunoaștem atunci când îl întâlnim? Încep cu recunoașterea cererii Dumnezeu și cererii Dumnezeu dăm să-l recunosc și el să mă recunoască, adică să mă primească. Ce să facem când avem părinte duhovnic? Dacă suntem cum aș zice, integri în căutarea noastră, dacă suntem adevărați în a dori pe Dumnezeu, și fac o paranteză, dacă nu vezi în tine destul adevăr, îl poți dobândi, adică poți să spui de Dumnezeu, tu vezi că nici nu pot să vreau binele, vreau să vreau, tu dă-mi. Și dacă suntem, deci, adevărat în căutarea noastră, în orice caz vom găsi. Că zice Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, cereți și vi se va da. Însă Sfântul Silvan zice că e foarte greu celui fără duhovnic să se mântuiască. Foarte greu nu înseamnă că nu se va mântui. Adaug aici un lucru. Când zic, nu înseamnă că nu se va mântui. Nu simți, zic, dacă Dumnezeu ne poruncește un lucru, înseamnă că e cu putință. Pentru înțelegerea noastră modernă, analitică, unde se zic dobitoacă, și știu despre ce vorbesc, copătește, sta în păcitul. O să zic lucrul ăsta, trebuie să știți că un lucru care Dumnezeu îți poruncește și tu simți că este așa de greu să-l obții, nu este așa de greu, este total cu neputință. Vorbesc obiectiv, total cu neputință. O să-i țineți mintea în alt. Și acum urmează, nu deznădăjduiți. De la Dumnezeu ca al nostru, să știți că numai cele cu neputință le așteptăm. Auzi, Doamne, ce zic. Cele cu putință le poate face și om. Iată niște chestii care să ruini strămoșii noștri și a inventat omul. Nu prea știu niște sunt astea, dar prima oară că le văd. Dar toată electronul aia, să telefonul aia, au făcut fizic hibridul să poți să vorbești cu unul din Australia. Asta e cu neputință. E, și totuși, dacă a fost cât de cât cu putință, în capacitatea dumnezească a omului să născocească, să scoate din comun o chestie care îmi vin telefon și vorbim de acum printr-o cutie de chibrile și se încola din Australia, înțelegeți că tot ce este chiar inimaginabil cândva, dar dacă este cu putință omului, nu asta trebuie să cerem lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu trebuie să cerem și să nădăjduim cele absolut cu neputință. Și de ce spun, dacă în mentalitatea noastră obiectivistă, modernă, credem că este cu putință, dar simte sufletul nostru, nu va să ajung niciodată. Cum o să ajung eu să-l iubesc pe ăla, uite la el, știi? Și eu trebuie să-l iubesc, chiar dacă nu e vrăjmaș, știi? Așa, urmează o serie de înjurături pe care nu o se pronunță. Și eu să văd de treaba mea. Trebuie să înțelegem că atunci în părinții zici că Dumnezeu nu ne-a poruncit dacă nu era cu putință,
ei cu putință de Dumnezeu, nouă total cu neputință, dar dacă Dumnezeu a poruncit, înseamnă că cele cu neputință omului, zice Hristos, sunt cu putință de Dumnezeu și le voi vedea, le iau cuvântul de Iov, cred că le voi vedea cu ochii mei și nu altul, ci eu cu ochii mei. Să auză Dumnezeu rugăciunea asta pe care am furat-o de la Sfântul și Marele Iov. Citiți cartea lui Iov, măcar primele câteva capitole și ultimele două. Și să ne împlinească Dumnezeu. Ce înseamnă tăcerea duhovnicului care răspund la spovedanie? Da, să știți că aici se spune lucru mare. Dacă știi să iei tăcerea aia, poate să ție mântuitoare, ăla poate să ție cuvântul. În primul rând, înaintea spovedaniei, în timpul spovedaniei și după, să fii în dialog cu Dumnezeu. Doamne, dă-mi cuvânt de spovedanie. Între altele, Dumnezeu se spovedește nouă, noi să nu ne spovedim de Dumnezeu. Cere cuvânt de la Dumnezeu. Că Domnul să dea duhovnicul cuvânt în viitor mie. Și dacă poți să primești primul cuvânt, prima suflare, trebuie să spunem spunea că poți percepe prima mișcare a inimii duhovnicului și pe aia să o însușești. Chiar dacă pare imposibil, fiindcă cu imposibil avem de a face acum când e vorba de mântuire, dar prin credință în Dumnezeu, bun, îl ieși, amin. Și acum voi vedea cum mă descurca eu. Și nu continua dialogul cu duhovnicul ca om, nu cere spas ca om, ci deocamdată descurcă-te cu ce ai înțeles și ce ai putut primi, fie și tăcerea, dar zile Dumnezeu, ce înseamnă cuvântul ăsta? Sau ce înseamnă tăcerea asta? Cu asta, Domnul să-ți dea, crezi că poți ajunge mai departe decât cu sfătuirea lumească. Tăcerea poate să înseamnă multe lucruri. Eu întreb asta. Poate să însemne că tu ai venit cu o inimă care se numește în Scriptură vicleană. Asta nu e neapărat ce înțelegem noi prin viclenie, dar o inimă îndorită, nu capabil încă să te hotărăști, să primești primul cuvânt și să ți-l faci al tău. Și să te descurci tu aia cu Dumnezeu, El, Dumnezeu, să te arate, încercând tu să trăiești cuvântul, o să descoperi tu. E dialogul tău intim cu Dumnezeu. Dacă nu ai Duhul ăla de hotărâre încă, fiindcă nădăjduiesc că nu-l va da Dumnezeu, s-ar putea ca de aia să facă duhovnicul, că Dumnezeu nu-i de cuvânt. S-ar putea câteodată ca cuvântul să fie prea mare și duhovnicului să fie frică să-l pronunțe. Avem un chip minunat în cartea prorocului Daniel, când la sfârșit, către sfârșitul vieții, împăratul Nabucodonosor, cere lui Daniel să interpreteze un vis și Daniel tace un ceas. Și Nabucodonosor simte că nu îndrăznește Daniel, spune, zice, spune, insistă. Și Daniel atunci îl deschide gura și zice, împărate, fie visul ăsta vrăjmașilor tăi și nu fie. Și după aceea spune că avea să înnebunească 7 ani și să fie ca fiarele câmpului sub roa cerului. Dar că după cei 7 ani va reveni la împărăția lui. Citiți-l mai amănunt în casa lui Daniel. Daniel, în rolul de duhovnic, nu îndrăznea să spună împăratului, fiindcă se mâhnea împreună cu împăratul pentru ce avea să pățească el. Și când își deschide gura, ce fie asta vrăjmașilor tăi și nu fie. Deci tăcerea poate să însemne asta. Cine știe câte altele poate să însemne? Numai că pentru tine, în clipa aia, tăcerea duhovnicului poate să fie cuvânt pentru tine. Și lasă-o așa, cere blagoslovenia duhovnicului, termină cu spovedania și după aceea ciorovește-te cu Dumnezeu. Doamne, ce înseamnă asta? Doamne, spune, Doamne, nu mă lăsa.
Dacă glasul conștiinței îmi spune altceva decât duhovnicul, ce să fac? Merită să te asum riscul ascultării până la capăt, ascultare oarbă, fără să iei în seamă eventualele semnale de neliniște împotrivire lăuntrică? E mai bine să mă las cu totul în voia lui Dumnezeu cu credința că dacă drumul e undeva greșit, Domnul îl va corecta pe cale? Nu este posibil ca prin această tăiere să se ciuntească și un fir al glas al lui Dumnezeu în noi? Da, o întrebare plină de primejdie, dar foarte importantă. Sfântul Ioan Scăraru, în capitolul cel al patrulea din scară despre ascultare, spune că vorbește specific pentru monași, dar se aplică tuturor celor care caută un duhovnic. Cearcă în mănăstirea în care te duci, te duhovnic, dacă este un cârmaș sau dacă este un marinar, dacă este un despătinit sau dacă este încă împătinit. Eu totdeauna m-am întrebat, dar de unde să aibă acest discernământ un încercător când merge la mănăstire să știe dacă este un cârmaș sau un marinar? Și m-am văzut mie însumi că eu nu aveam acest discernământ și îmi spune Domnului că m-a pus în mâini bune. Bănuiesc că era altă omenire pe vremea Sfântului Ioan Scăraru, veacul al VI-lea, și că era mult mai mult discernământ în lume, că era mai multă lumină și mai mult har. Însă, da, și ascultarea oarbă, zicea el, o faci după ce ai cercat pe duhovnic. Dacă ai văzut că este un cârmaș și nu un marinar, dacă ai văzut că este un despătinit și nu un împătinit, atunci îți pui sufletul în mâinile lui și nu mai judeci, fiindcă poți să faci ascultare oarbă. Care este diferența între cârmaș și marinar? Bineînțeles că e greu de descușit, dar când e cazul, Dumnezeu se va arate. Diferența esențială este că un despătinit, un cârmaș, este ăla care are sufletul tău la inima lui. Și nu, de exemplu, ceea ce ar putea obține el de la tine sau să scoate din tine un om așa și dincolo, moral, corect, mă știu ce, ci mântuirea ta, sufletul tău, durerea ta, bucuria ta. Dacă vezi asta și dacă simți asta în duhovnicul tău, asta este ca pe unul din semnele cele mai convingătoare. Și dacă simți că, să zicem așa, că te poți dezbrăca în pielea goală în fața lui și nu se smintește, duhovnicește vorbind, spovedindu-te total, că dacă simți că durerea ta este a lui și bucuria ta este a lui și simți asta și simți liber în prezența lui, atunci poți să spui sufletul și mântuirea în mâinile lui și poate că tu însuți să simți ca un fel de crimă să nu-i faci ascultare unui astfel de om. Acum vorbesc printr-o extremă. Eu întotdeauna am judecat prin extreme, eu extrema dreaptă și extrema stângă și încerc să văd unde sunt acolo între cele două. Dar ca criterii, ca un fel de identificare, ceva mai la nivelul vieții obișnuite este lucrul să vă simți o încredere de tine în duhovnicul tău, pentru că te-ai rugat, pentru că Dumnezeu a pus-o în inima ta, să te înțelegi că te poți încrede și deschide. În măsura în care nu, totuși părinții zic că cel care vrea cu adevărat să afle voia lui Dumnezeu și prin prunc o poate afla. Este iarăși integritatea aia căutării, adevărul ăla care trebuie să fie omul care îl caută pe Dumnezeu. Îmi zice să zic că fiul risipitor din pilda lui Hristos avea o integritate de căutare. El vrea, hai să numim fericirea. Credea că fericirea este să trăiască destrăbălat.
Zice, tată, dăm moștenirea mea, eu dă casă și parte la amândoi frații și ăsta se duce și la razna. Când se trezește, acum cu toată agonicirea risipită și că deasupra se face și foame în țara aceea îndepărtată și trebuie să slujească unui academic păsat de el și păsat mai mult de porcii lui, și-a venit în fire, într-o dată fiul risipitor, și vine să parafrazez gândul lui, zicând, asta e ce am vrut, asta e ce am căutat când am cerut tatălui meu moștenirea. Și acum, ce o să fac? Și și-a amintit că tatăl lui și argații lui trebuie mai bine, ce o să fac? Nimeni sunt vrednic să mă numesc fiul al, al tatălui meu. Mă duc și sunt tatălui meu, nimeni sunt vrednic să mă numesc fiul, dar seama ca omul din argat. Acum cu hotărârea să muncească ca un argat cinstit. Și tatăl îl primește și rămas mai mult decât era înainte. Tatăl e chipul de Dumnezeu. Nu era prostul care s-a fript, așa cum zicem noi, ci este însuși Dumnezeu care s-a fript cu Adam, noi din prostie, dar din dragoste, că se lasă fript ca să dea libertate făpturii cele iubite. Deci, revin că dacă ai într-adevăr o dorire de plină și adevărată să afli voia lui Dumnezeu, o pot afla, nu neapărat printr-o ascultare oarbă. Și o îndoială că dacă o faci sau nu, acea ascultare oarbă poate să fie din necredința ta sau poate să fie o informație duhovnicească, că poate e primejdie. Nu e destul, poate de desfătumit cel la care te duhovnicești sau așa. Nu că tu judești el, ci că te judești ce pot și ce nu pot face și cere lui Dumnezeu și strigă către Dumnezeu și încearcă tu să fii despătimit și mergi iarăși la duhovnic și spune cere lui Dumnezeu de acum să-ți vorbească, dar să știi că atâta vreme cât nu simți în tine ură pentru voia ta păcinoasă, când nu te poți lepăda de tot, să vezi spui tabula rază și arunci șapte de noastră și acum, Doamne, pune tu ce vrei aici, ești în risc nu numai eventual din neputința duhovnicului, ci din asta, să nu primești încă cuvântul de la Dumnezeu. Tot în cartea lui Ezechiel, o să găsiți, nu știu care capitol era, din păcate nu ca protestanții care citează capitol și verset, dar unde vreau să găsiți că vin niște bărbați la Ezechiel și Dumnezeu îi spune în inima lui Veste și ești bărbați. Ei vin cu inima îndoită la mine. O să le spun eu ce vreau să le spun? Ci nu, o să le dau după inima lor. Și într-o notă de subsol, Părintele Stăniloae explică că taina asta, că Dumnezeu grăiește omului după inima lui. Poate că și aici arată Dumnezeu care, pentru păcatul meu, știind că deocamdată nu mă poate scoate, zice, facă-te voia ta. Și atunci îmi dă după voia mea, aparent mă justifică și eu greșit mă duc și-mi fac voia mea și cred că gândul lui Dumnezeu este doar că simți ceva, și mă ocotește Dumnezeu, dar sună ca chiar până în fundul iadului din prima. Dacă simt ceva, să-mi dau seama și să încep să mă urăsc voia mea și să-mi întorc către Dumnezeu. Așa că greu de dat un răspuns concret la întrebarea asta, plină de primejdii, dar să știți că sunt primejdii, dar să știți că Dumnezeu este mai tare decât toate primejdiile și să ne învățăm, să ne nevoim, să dăm putința lui Dumnezeu, cum zicea apostolii, înmulțește credința noastră, să dăm putința lui Dumnezeu să ne dăm mai multă credință, mai multă înțelegere. Iar pentru duhovnic, atenție că nu-l judecați, că nu știm că finaș noi fiind, nu știm real dacă e nevrednicia lui sau a mea despre care e vorba,
Și dacă nu știm să desușim între cârmaș și marinaș, sau dacă nu găsești cârmașul, că nu judeca pe marinaș, ci roagă-te pentru el și aș profita de momentul ăsta ca să spun și asta. Biserica, așa cum am văzut în evenimentele recente, trece prin crize multe și grave. Și nu numai biserica noastră română, tot ce este biserică, fi că astăzi sunt cernerile încet, sau poate au început deja, ultimele cerneri de care vorbea Hristos când zicea că între cerneri va trimite Dumnezeu pe îngerii Săi. Și vă împărtășesc ceea ce încerc și eu să trăiesc. Să nu ne judecăm pe mai mare bisericii, ci să ne rugăm pentru ei. Judecând după mintea noastră proastă și riscăm să fie judecată proastă și chiar dacă este judecată bună, nu asta mă mântuiește nici în mine, nici pe el. Rugați-vă și rugați-vă pentru biserică, pentru duhovnici, pentru preoți. Astăzi una din crizele bisericii este că nu mai avem bătrâni. Toți preoți duhovnici care au venit la mine și care am avut conversație, le-am spus, noi, și mă adaug și eu, deși la vârsta mea trebuie să fiu încârmat și rușinea mea nu sunt, dar măcar o știu, măcar o văd acum, noi nu suntem încârmați, suntem împreună călători cu cei pe care îi duhovnicim. Dar dacă ne smerim și ținem adevărul ăsta și lucrăm cu el în conștiință, am nădejdea că cuvântul lui Hristos, că orb nu poate călăuzi pe orb, Hristos îl va zădăbici și duhovnicul orb va putea să te călăuzească pe tine orb, dacă duhovnicul înțelege și se smerește și dacă tu te smerești, dacă și Dumnezeu te smerește prin duhovnicul tău și va veni la tine și va face. Dar ce înseamnă orb călăuzi pe orb? Dacă ești un pas înaintea celui duhovnicit de tine, e ca orbul care încearcă cu bastonul sau cu piciorul terenul. Și dacă a călcat într-o laură, spunea ea, nu călca aici, că m-am potisnit la acea laură. Dacă simți unui teren bun, ai făcut un pas bun, trage-l un pas după tine. Dar trebuie să conștientizăm. Parte din criza bisericii este că lipsesc bătrânii. Și parte din această criza este lucrarea Duhului Modernității, care ne-a rupt de la bătrânii noștri și de la tradiția bisericii. Și acum, cei mai mulți din cei care povățuiesc în biserică sunt tineri. Eu sunt iertat un bătrân neîntâlnit. M-a convins Dumnezeu cu vârf și îndesat că nu pot să duhovnicesc. Am făcut-o și nu dăjuiesc că Dumnezeu și boacăne le-am făcut și am făcut câteva să le răscumpere. Eu îmi fac pocăința nădejuind ca să vă ajuta pe cei care au reușit să-și facă talor și a venit vremea să mă retrag. Și pentru unul din motivele principale pentru care în loc să vin în ajutorul vostru, mă retrag. Și singurul lucru pe care încerc să-l fac este mai ales să traduc din cărțile Părintele Sufrânii cuvântul cu care eu am trăit atâția ani și, într-o măsură, să-l dau ca în seara asta, să o împărtășesc din cele pe care, spuneam în altă simțitură, le pot intra sana, sandwich-uri, dar pe care nu le-am mâncat eu încă, dar împărtășesc măcar și așa cu voi.